Alocațiile de stat pentru copii se măresc cu 13,8%. Cât a fost rata inflației în anul 2022, anunțată la începutul anului trecut de Institutul Național de Statistică, potrivit legii 61/1993. Acest lucru înseamnă că alocația pentru luna ianuarie 2024, virată beneficiarilor în februarie, prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, va fi de 292 de lei, față de circa 255 pentru copiii și tinerii cu vârste între 2 și 18 ani. Mai exact, creșterea ar urma să fie de 36 de lei pentru copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani. Pot beneficia de alocații și elevii care au împlinit 18 ani, până la finalizarea ciclului liceal de învățământ profesional, dar nu și după ce împlinesc 26 de ani. Copiii care au vârsta de până în 2 ani vor primi o alocație de 719 lei după o majorare de 88 de lei. Banii sunt primiți și de copii și de adolescenți până în 18 ani care au dizabilități. Conform legii 61/1993, care stă la baza acestor majorări automate în funcție de inflație. Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocației de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației. Rata medie anuală a inflației este indicatorul definitiv cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de Statistică. Prevede articolul 3, alineatul 2 din legea numărul 61/1993. În ceea ce privește salariul minim pe economie, următoarea majorare ar urma să aibă loc în luna iulie a anului viitor, după ce guvernul l-a crescut în octombrie 2023. Tot începând cu acest an, se va mări indemnizația de creștere a copilului, mai exact din luna martie, la pachet cu mărirea și a altor 8 forme de ajutor social. Potrivit legii, alocația de stat pentru copii este o formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare. Beneficiază de alocație de stat pentru copii toți copiii în vârstă de până la 18 ani. Alocația de stat pentru copii se acordă și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii până la terminarea acestora. Alocația se acordă și tinerilor cu handicap, care urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. Beneficiază de alocație de stat pentru copii și copiii cetățenilor străini și ai persoanelor fără cetățenie rezidenți, în condițiile legii în România, dacă locuiesc împreună cu părinții. La nivelul întregii țări, aproximativ 3,5 milioane de copii primesc alocații de stat, relatează fanatic.ro.